sută de frâne. Totuși, v-am spus de data trecută că modelul psihanalitic, ca multe alte modele, este un model... Uitându-te la această explozie la anumite facultăți, era clar că noi trebuie să ne extindem spațiile educaționale. Niciodată UBB-ul n-a avut suficient spațiu pentru numărul mare de studenți nici înainte de 2012. Hotelul Opera este achiziționat în logica că facultatea de drept va prelua acel hotel și toată activitatea educațională de cercetare se va desfășura acolo, iar în zona din Avram Iancu va veni facultatea de psihologie și științele educației, ambele fiind facultăți, așa cum am spus, cu un număr foarte mare de studenți. Pare destul de interesant, adică să ajung să studiez așa într-o recepție, să poți faci cursuri. Ioan. E foarte frumoasă grădina și e un spațiu de recreere, adică poți să stai să te înțelegi cu colegii, să îi cunoști, să poți să vorbești tot felul. Chiar să faci proiecte și chestii genul, fiind în aer liber, poate ai mai multă inspirație. E mult mai bine anul ăsta față de cum a fost anul trecut. De exemplu, grădina de vară pe care o vezi acum nu arată atât de bine azi vară. Și pe interior am văzut acum că au pus scaune cu măsuță. Am trecut aveam scaunele de la hotel și din câte am înțeles încă vor să mai spargă, să mai modernizeze, nu știu până când, dar oricum cred că până la anul o să fie gata, ce am înțeles. Având în vedere că facultatea se ocupă de renovarea locului și totodată vor să aducă în fiecare sală toate echipamentele necesare pentru a desfășura cursul pentru toți studenții, mi se pare ok, nu e nimic stran, să vă spun așa. Și cum v-am mai zis, totodată aveam nevoie de spațiul ăsta pentru derularea orelor, pentru că era prea înghesuială în facultatea, în main building-ul facultății, pentru că veneau în fiecare an toți studenții. Ar fi odată dimensiunea sălilor și cum este amenajat spațiul și pe urmă echipamentul. Unele săli care deja sunt de mulți ani au un alt fel de echipament, echipamente mult mai noi. Aici încă se lucrează la acest lucru, dar este suficient ca să ne ținem ora, însă se poate și mai performant. Liceu mergeai într-o sală de clasă și stăteai în bănci și aici ai posibilitatea să vezi alte locuri. Aici e foarte family friendly tot, cum e vopsit, cum e decorul și la fel și la cursuri și te face să fii mai deschis, mai alt mediu. Mă aflu în fața sediului Facultății de Științe Politice, Administrație Publică, Jurnalism și Comunicare din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Studenții acestei facultăți învață pe lângă spațiile din clădirea din spatele meu și în două foste hoteluri cunoscute în oraș, cumpărate de universitate între timp.
Conducerea facultății spune că crearea de noi spații este binevenită pentru că numărul studenților din facultate a crescut cu peste 1000 în ultimii 10 ani, până la peste 4000 în prezent. Erau situații în care studenții trebuiau să stea în picioare până găseam o soluție, să aducem scaună din altă sală. Zic că e irelevant dacă sala e într-un fost hotel sau e în spațiul clasic al universității, atât timp cât e un spațiu funcțional, e perfect. Indiferent de spațiu, atâta timp cât avem un loc de studiu convenabil atât profesorilor cât și noi studenților, este foarte bine. Adică a fost necesară această mișcare, acolo avem spații speciale și pentru masterate, unde avem sălițe mai mici, se lucrează intens și la remodernizarea și regândirea spațiilor pentru ateliere și alte tipuri de activități. A fost categoric o mișcare binevenită. Avem peste 15.000 de studenți care trebuie să aibă spațiu, numai noi facultatea, pentru actul didactic, curs, seminar. Iată de ce am ajuns aici. Ne bucură că sunt răspunsuri pozitive de la instituțiile acestea care au spații, că trebuie să spunem nu, le păstrăm frumoase. Și anul trecut a fost la fel, chiar dacă nu a fost aici, pe Cluj Arena, îmi place că măcar facultatea găsește spații care să poată să prindă pe cât mai mulți sau pe toată lumea și chiar, asta e chiar una dintre cele mai bune opțiuni, mi se pare, pe care am avut-o. Pentru mine la început a fost la fel, un pic de neobișnuit și m-a frustrat puțin că trebuie să fug dintr-un loc în altul, dar încerc să văd partea bună a lucrurilor și îmi place mult că îmi fac pașii și că mi se pare că socializez mai mult și drumurile astea pe care le facem împreună dintr-un loc în altul, încerc să văd partea bună a lucrurilor. Sala este mult mai comodă, condițiile sunt mult mai bune și mie personal îmi place. Sunt foarte entuziasmată de această schimbare. Ca să evităm și zile ale săptămânii în care aici vizate și alte evenimente. Ne-au spus gazdele că sunt situații în care nu ne pot da sala, deoarece sunt alte evenimente programate aici. Sau când sunt meciuri pe stadion, e un pic mai... Deși ne-au asigurat că e destul de bine protejat fonic, e izolat fonic încât să nu deranjeze, dar încercăm să evităm. În momentul acela ne mutăm într-o altă locație. Când vom testa, vom vedea dacă într-adevăr putem sau nu susține un curs, având alături un meci cu fan cu tot în arena. Aveam cheltuieli cu studenții, cu cadrele didactice, când vreau să meargă în zona istoriei, pe zona Histria, de exemplu, sau să studieze, nu știu, munții din zona Dobrogei, cei de la biologie, mediu, geografie, totdeauna trebuia să plătim la tot felul de pensiuni, să plătim perioada aia de cazare, masă, n-aveam unde să-i organizăm acolo.